care o ai când termine această carte este una de enormă tristețe. Am să încerc să vă spun de ce. Păi, în primul rând, dacă te gândești că faci parte dintre intelectualii români în viață, după ce citești cartea asta, înainte de a fi cuprins de tristețe, ești cuprins de un anumit sentiment de frică. Pentru că îți pui la capătul lecturii, când faci parte din intelectualitatea română, din interbelic și până în comunism, nu ai decât două variante. Ori ești o pușlama morală, ori devii victimă sau martir. Ce e cu toate astea? De unde tot ajung să vă ameninți cu asemenea sentimente? Ceea ce face Lucian Boia este să vadă ce se întâmplă cu conștiințele intelectualilor în clipa în care istoria îi pune sub teasc. Oriceea ce a ales dânsul ca autor este o perioadă în care intelectualitatea română trece prin, în 10 ani, cum spune dânsul, prin 7 regimuri politice diferite. La capătul acestui balet nebun al istoriei, imaginea pe care o capătă intelectualul umanist român este una dramatică. Așa cum vă spuneam, majoritatea devin contorsioniști sau, mai vulgar spus, devin pușlamale morale, iar cei puțini acceptă, nu acceptă compromisul istoric și acceptă repercusiunile negative ale unei istorii la care nu vor să participe. M-am gândit cum se poate înțelege mai bine ce spune domnul Boia acolo și de ce lucrurile arată așa. Și mi-am adus aminte de un interviu al lui Cioran, pe care îl dă la vârsta de 71 de ani, într-o discuție de la Casa de Cărți din Amsterdam. E o sală plină, la un institut francez, și Cioran face acolo o profesiune de credință în care își implică tot destinul lui ca unul care aparține acestei elite intelectuale pe care domnul Boia o descrie. Cioran spune un lucru teribil. Spune că în estul Europei istoria a fost tot timpul opera diavolului. Că ea a fost, cu alte cuvinte, profund imorală. Că politicul care făcea istoria și oamenii care erau implicați pe harta istoriei erau într-un raport profund dezavantajos pentru actorii politici, pentru actorii de pe scenă. Cu alte cuvinte, că în orice clipă ei puteau să cadă victime ale jocului în care intrau.